Salutare toată lumea și bine am găsit la un episod de sub, fraților. Hai să continuăm această serie minunată. Bă, vedeți că jucăm pe serverul Blue Bucket, deci nu e ceea ce pare, băieți. Da, mă. Glumeam, mă, ce aveți. Jucăm și noi aici pe B-Zone. Nu, nu m-am apucat de B-Zone, deci nu mă hate-uiți acum că joc pe B-Zone. Da, mă, da. Prac, pot să joc ce vreau eu, frate, nu mă obligă cineva să joc ceva, na. Mi-am amintit de momentele vechi, hai să mai intru și-o pe ei să văd cum mai merge treaba. Ia. Slash exam. Aici economia mai reală, etc. Nu că îi dau dreptate acum că da, frate, bizonii mai șmecher. Nu! Joc! Că, na, de ce nu? De ce nu se aude nimic? Aoleu, nu se aude nimic. Da. Am zis să joc, pentru că de ce nu, mai o să mai jucăm și pe aici din când în când. Bă, contul e făcut acum, e 0 ore, tot, 0 tot. Sunt unele chestii nasoale aici și am să le număr să poate, na, să vă zic și vouă ce este nasol la Bizon, la Bidon. What the fuck, e prea epic numele și, na. Nu-mi place ăsta, staff-ul. Sau, nu neapărat staff-ul, dar o să vedeți când se țin live-uri. Acum e ora de abia 1.400 de player, dar nu prea se țin live-uri la ora asta. Dar o să vedeți doar când se ține vreun live sau ceva. Băi, frate, deci erai să vă zic, uite, dacă e vară și videoclip, dacă nu mă credeți, în următorul episod, vară și videoclipul, dar nu e problema asta. Deci la live-uri zicea unul că o să fie lider, că nu știu ce, și după aia îi zice invitatul ăla, tu lider, o să fii tu lider când o să fiu eu admin 6. Coaie, nu se permit chestii de genul pe Bucket, nu se permit pe Bucket chestii de genul. Dacă ar fi zis cineva chestii de genul pe Bucket, ban, nu știu câte zile, ban 3 zile mi se pare că e cu motiv live, știi? Dar totuși, frate, nu ești așa de ratat să zici chestii de genul pe live, what the fuck. Na, și am zis că o să mai joc și aici, pentru că, nu neapărat pentru că îmi place mult, dar poate intrăm și într-o facțiune, na, ca aici se intră cu level 7, se intră trei cu un taxi, dar se intră, nu că se poate aplica, se intră. Ia, ID 23, na, asta e civil, ID 25, 235, asta e nivel 30 și facțiune civil, Interesant, hai să vedem ceva, un player, uite, ăsta 284, să știi, 284. 115! Bă, mă, ești nebun! Au avut și ei viață. Hai să vedem, 318. Mă, uite, scoli, deci nu se intră bine, ai, că acum asta ăștia cu level mare, da? În unele facțiuni poți intri și cu level 7 foarte ușor. Dacă știi să faci aplicații, intri foarte ușor. Și nu, acum nu mă criticați prin comentarii că joc pe Bizon, că alea, așa îmi place mie să-i zic Bizon, vă dați seama că știu să-i zic numele ca lumea, dar joc pe ce vreau eu. Și plus că nu m-am lăsat de Bucket, Bucket rămâne viața, Bucket rămâne tot, nu o să mă las în viața mea de Bucket. Bine, dacă mă las de Sam de tot, da, dar nu o să mă las în viața mea de Bucket, gen să mă apuc de Bizon sau de alt server, nu. Dacă joc pe amândoi, nu înseamnă că nu mai joc pe ăla și nu o să-mi treacă timpul petrecut pe acest server față de timpul petrecut pe Bucket, vă dați seama. Nu o să se întâmple chestia asta niciodată. Până și acum, caracterul meu e cu slip-ul pe Bucket. Că v-am zis, vreau să fac multe puncte de respect și să nu mai dau by level. Asta e acum faza și, na, ce să zic, frate. Dar o să jucăm și pe Bizon așa din când în când. Îmi place foarte mult sistemul de rob. Deci sistemul de rob e bestial, frate. Și sistemul de rob chiar o să filmez când dăm roburi. Vedeți că am pus chestia acolo cu blue.bucket.ro ca să nu... am înțeles. Ca să nu apară alte jmecherii de alea, că vai, frate, joci pe Bizon, alea? Uite, frate, joc pe blue.bucket, ce Bizon? Am jucat eu pe Bizon? Nu, frate. Aoleu, bă. Da, și sper să vă placă seria. Bă, ce-s banii? Mamă, 2.5 caca e o casă aici, mă. Și ai casă scumpă, 2.5 caca. La cum se fac banii aici, așa, aici se fac bani foarte, foarte greu. Vă dați seama că nu o să stau să fac bani, o să stau mai mult cu slip-ul sau droburi. Adică o să stau cu slip-ul până fac level 7 sau cât se trebuie pentru rob și după dau roburi să fac bani. Nu o să stau eu să muncesc drecu pe serverul ăsta. Mai bine mă duc pe Bucket să muncesc. Ne fac acolo un ban, ceva, mi-au un infern, nu stau aici, da? Ia, luăm și noi permisul. Ok,
Așa, ce o să vezi ce îți permite. Mi se pare că ne dă... Da, uite, un vehicul Fagio. Hai să-l luăm, Fagio-ul. Unde? A, am două checkpoint-uri pe mapă. A, am înțeles. Uite-l pe ăsta. Salut. Știi? Bă, aoleu, ai fost înghețată pentru 5 secunde. Da. Și faza cu buții, că zic unii că pe Bizon se bagă buți și chestii de genul. Bă, asta nu știu. Nu știu să zic. Uite, de exemplu, ăștia aia. Asta. Aia de 298. Uite, AFK-i. Da. Sunt mulți. AFK. Uite, uite. What the fuck? Tot, deci tot rândul ăsta, tot ce vedeți voi aici. Uite, asta. Tot, deci de aici până aici, în afară de Anonymous, toți s-a AFK, frate. Deci e un pic obiect. Zic, acum intru la ora asta, la ora 13, intru pe Baghet. Nu-i, frate, nu sunt așa de mulți AFK, mă. Da, bă, aici, uite, deci AFK tot rândul ăsta, da? Uite, AFK, 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 AFK. Uite, ăștia cu nume mai închise sunt AFK. Tu știi cât sunt AFK cu aia? Păi, din 400 de player, doar 100 joacă Dracula cât sunt AFK. Deci asta e faza de care ziceau ei că își bagă buții ăștia de la Bizon pe server. Acum nu le dau dreptate nici la ăia de la celălalt server, dar e un pic obvious, frate, adică să ai 400 de player, dintre care doar 100 să nu fie AFK, lasă-o în puii mei, frate. Înțeleg, 100 AFK și 300 care joacă, bă, dar nu invers, frate, că deja e obvious. Ia. Da, serverul așa ca GM și alea nu e cel mai ca lumea server. Da, chiar Baghetul e mai bine făcut. Părerea mea, nu știu. Doar sistemul drop îmi place foarte mult, dar ăla îmi place, nu înseamnă că e și mai șmecher, dar îmi place oricum. Doi tare. Doi. Doi doar la... Doi în muie. Ia uite, nu. Ia să prindem farurile. Da. Nu-mi place, v-am zis, cum se comportă playerii. Joacă oameni de 10 ani aici cu aia, copii de 10 ani joacă aici. Asta mă deranjează foarte mult. Și n-am nimic, frate, cu aia de 10 ani. Bă, dar să vin într-un live, v-am zis, nu vă mai zic pentru că deja vă bat la cap. Să vin live să faci chestii de genul, e deja de căcat. Nu-i bine deloc să se întâmple chestii de genul, dar ce să zic, frate? Aia e. Îmi place așa să merg cu motorul ăsta. Dar hai să mergeți și doi, să nu și noi... Bă, mă încurc. Hai să mergeți și noi să dăm un rent la o casă din Sfâm. Îmi place foarte mult orașul Sfâm. E un oraș pașnic, adică unde nu se întâmplă multe chestii. Nu, și îmi place să mă mișc așa, ești nebun. Hai, first person că la... Bă, stai așa, slash ce skin 299, dar nu să dau ce skin acum pentru că o să mă blocheze, trebuie să mă dau jos. Ce? A, slash ce skin 299. Salut! Gata, mă! Aoleu, ia uite-l pe ăla! Ia! Ce, să nu se poate ridica pe roata? Ia uite-l, mă! Ia! Wow! Da! Și hai să mergem, bă, nu știu, mergem în SF oare? Hai în SF să dăm ceva rent! Și da, o să încerc să fac mai multe episoade de pe acest server ca să... Na. Că deja 100 de episoade de pe bugle, dar să mai schimb și eu ceva. Și nu înseamnă, v-am mai spus odată, nu înseamnă că mă apuc de serverul ăsta. Dacă joc sau dacă împart timpul, gen 5 ore pe ăsta, 5 ore pe ăla, nu înseamnă că mă joc pe ăsta mai mult. Aia înseamnă că împart, nu? Glumeam, nu o să fac, nu o să joc 5 ore pe zi pe serverul ăsta, what the fuck. Da, zic așa, frate. Mă joc și uiteam și colegi de școală care joacă aici. Că m-aș uita la colegii mei de școală, nu se joacă mai mult pe Bizon decât pe bugle, sincer. Și na, cum vor, fiecare are preferințele lui. Ia, mă, cât prind. Cât dai, mă, dai în gură, dai în gură. Mamă, 160 de oră. 170. Nu mai ajung, gata. Dar aș vrea să găsesc o casă așa, cât mai retrasă. Pe aici pune, vea, dai sari. Sari, mă, pe aici, jbam! Sari. Vând Sun King 12K, kilometri full așa, 4 km full tuning. Da, e maxim 200K. Mi se pare pe serverul ăsta, e maxim 200K. Sun King-ul sau ceva de genul, nu mai știu exact. Nu știu prețurile exact, vă dați seama, dar... N-are cât să fie, frate, ești la economia de aici. E mai realistică cât de cât. Nu e cea mai realistică, dar e cât de cât mai realistică. Zic că nu e cea mai realistică pentru că o bicicletă nu cred că costă vreo 300 de dolari sau 200 de dolari. Nu cred că costă atâta să fie cât de cât realistic. Dar e ok. E, na, mai realistică chestia asta cu banii. Nu, 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 nu. Dar mie îmi place cel mai mult aici că... V-am zis, cum dai robul, frate? Ăla e bestial, rob... Ce? A, bro, uite-l pe la AFK. Bă, da, aici place pe serverul ăsta până acum... Toți playerii care m-am întâlnit să fac aici, nebun.
What the fuck? Dă-i, dă-i în gură. Dă-i doar. Hai să mergem în lăsă, să dăm și noi, în sâfă, pardon, să dăm și noi o nedea, mă. Hai că nu mai avem mult. Radio Bizon, ia uite mă, ia să intrăm aici. Radio Bizon, ia auzi. Dar nu cred că e deschis. Da, nu e deschis. Auzi la ei, Radio Bizon, bun, ești nebun. Mamă, dar uite cât de ușor se fac kilometri aici, like, mergi un pic, gata, frate, ți-ai făcut un kilometru, ți-ai făcut un kilometru. What the fuck, băi, am 16 kilometri, frate. Ia. Yeah. Da, deci o să mai filmez episoade, pentru că pe pagnet am cap tot ce vreau. Acum, singura mea chestie e să fac, să joc pentru funcție, adică să joc retardatus, ori să fac, să aplic pentru o facțiune ceva. Și aia e. Dar, deocamdată pe Bizon am dat 0. 008, stați. Slash Playet Time, se pare că e aici, nu? Da, uite mă, 12 minute. Și trebuie să joci 31 de minute. Yay! Dă-i în gură. Și eu o să joc, chiar o să joc. Și pe serverul ăsta. Pentru cei care joacă pe Bizon, mă puteți găsi aici. Sunele de... Nu era Raul 2, că e The Good Angel, mi se pare. Mi l-am pus ca pe celălalt server. Ca pe buget, ca pe bugged, cum zic, normal ar trebui să se zică bugged, dar unii zic bugged și eu zic bugged. Normal B-U-G-G-E-D se citește bugged, știi? Da, și cui pasă, tot bugged-ul nostru rămâne, nu? Da. Hai să schimb skin-ul, că nu-mi place skin-ul ăsta, deci ce skin-ul ăsta? 95, asta e baza, frate. Atât. Băi, da, bine mere ăsta, mă. Dă-i, mă, în gură. Da. A, am înțeles. Stai, o iau bine măcar pe aici. Aș vrea o casă și cu frigider și cu toate alea. Cât am în banc, 1000 și ceva de dolari? A, banul, 200 de dolari. Bă, da, mulți bani în bancă, bă. Da, și sistemul de referal, nu știu cum este exact, adică puteți să, pot să vă dau asta un pic, o secundă, o să vă arăt și vouă, ai. O secundică să n-apară prostii pe ecran. A, uite, vedeți, eu și apară prostii pe ecran. RPG 0, nu pune nimic aici. Așa, hai să vă dau monitor, capture, online. Ia, unde-i? Uai, nu mai știu ce vreau să văd. Worse, ce mai ești? Ia? Na, uite, ăsta e panel-ul lui Affections. Ia, uite-mă. Uite, FBI. Oh, nice. Asta e RPG-ul, nu? Vedeți? Asta e serverul pe care joc. Și ia. A, n-am aceeași părul. What? Că mi-am pus părerea greșită. A, mă înțeles, aia așa, slash change pass. Stați un pic că s-a buguit. Change pass. Enter. A, ok. Dar de ce nu-mi vreau parola pe website, ești nebun? A, mă înțeles. Așa. 2. Dă-i doar. Așa. Na, și sper să nu mă hate-uiți, măi, feșori, măi. Stai, cred că aici pot să cumperi case, nu sunt sigur. Aici știu că pe Bugged poți, dar pe Bizon, mai știi că nu poți. Și după aia trebuie, da, dacă nu poți aici chiar trebuie închid filmarea, că stau jumătate să caut o casă, ci căcat cu aia. Ia. Bă, pe Bizon nu poți, mă, să cumperi case aici, ești nebun. A, ba, da? Ba, nu, cu aia, what? Și cu mașina asta ce aici, că poate o fur. Ia. Yeah. Olai, tati, avem mașină! Olai, atât! Bai, să fie așa la un volan, nu ia să-i slash skin 299, nu trebuia în mașină. Ba, o să ies. Păi să fie așa, să tot fi la volanul unui BMW, așa pe samp. Chiar dacă nu ții mâna pe volan, totuși, uite aici. Ăsta-i Solair, ce? Ce mașina lui Dumnezeu ăsta, mă? No, hai să merem în LSF să căutăm. Uite-l, mă, cum merge. Dacă ar ține și mâna pe volan, ar fi cel mai șmecher joc din lumea asta, uite aici.
Să-mi bag, bă, ce șmecher. Na, dacă ai putea să și ții mâna pe volan ca lumea. Uite că n-o ține. Acum o ține, mă. Ia uite. Ce dracu, bă. Na, și nu știu de ce am făcut alegerea să joc și pe serverul ăsta odată ce eram mare hater, dar am zis că de ce nu? Adică, why not? Că ce se poate întâmpla? Chiar ce se poate întâmpla dacă joci pe serverul ăsta, doar nu o să nu, nu o să mă mai bage în facțiune pe Bucket. Bă, joci pe rivală nesimțitule, nu te mai băgăm. Nu te mai băgăm. Frate, joc pe ce vreau eu, dacă eu joc pe serverul vostru. Ai, tu zgura, mă, ti să-ți fut. Așa și sistem anticamicaze, am înțeles. Adică, uite, mașina nu bubuie, vezi? Doar ia foc și după aia nu se întâmplă nimic. Ia foc și dispare, dar au sistem de... Ia, bă, am crezut că... Na. Nu îmi spune că nici aici nu scase A, ba da, mă, ești nebun. Ia, rent 20. Du-te, bă, că e scump. Rent free, rent free. Că ăsta nu-i rent? E încuiat? Haide-te, dracu. Rent free, ia. Hai, mă, că are un interior. Wow, m-am bucuit. Nici n-am intrat bine că deja m-am bucuit. Ia, stai să verific. Interiorul e cât de... Mă, blochez în pereți și mă enervează. Ia. E ok interiorul cât de cât, zic eu, nu? Na, e interior. Ok, zic eu. Hai să ieșim, bă! Sper că... Ah, stai să ieși, rentorom. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Sam. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal. Dacă mai vreți episoade de Sam în continuare, o să filmez și de pe Bizon. Păi de ce nu? Pentru că serverele sunt cam la fel, diferă suma de playeri. Dar nu foarte mulți, acum pe Bizon 424 de player și pe buget 500, deci cam cu 100 de playeri. Da bine, oricum, Bucket rămâne viața, dar hai să mai filmăm și aici. Na, sper că v-a plăcut și ne vedem la viitoare. Bye!